După rezultatele PISA, organizația Salvați Copiii lansează un apel pentru dreptul la educația copiilor dezavantajați. Doar 8,8% din copiii români din mediile sărace reușesc să performeze printre primii, spune organizația, care atrage atenția că România este printre cele 8 țări care nu au reușit să administreze testarea pe calculator. Ministrul de Interne Marcel Vela anunță controle la toate inspectoratele de poliție din țară. Reacția vine după cazul de la Caraș-Severin, unde prefectul și șeful serviciului arme și muniții din IPJ ar fi intervenit în favoarea unor persoane care doreau să obțină arme, dar nu participau la cursuri. 5 persoane au fost reținute, iar prefectul județului a fost plasat sub control judiciar. PSD Cluj i-a transmis astăzi premierului Ludovic Orban un pachet cu un deodorant, mai multe conserve și 100 de lei. Liderul filialei spune că a inițiat acest demers după ce a auzit că premierul trăiește cu doar 3.000 de lei pe lună, iar dacă va fi nevoie, îi va trimite și sarmale sau lenjerie intimă. Românii care se întorc acasă de Crăciun au plătit anul acesta între 29 și 2.138 de euro pe biletul de avion, arată studiul unei companii de turism. Principalele aeroporturi de îmbarcare sunt Londra, Bruxelles, Dublin, Madrid, Roma, Paris sau Milano. Luna decembrie este cea mai aglomerată lună din an pentru aeroporturile din lume și din România. Zlatan Ibrahimović continuă să surprindă prin declarațiile pe care le face. Într-un interviu oferit revistei GQ, atacantul suedez spune că și-ar dori să joace într-un film de acțiune al lui Tarantino cu Dwayne Johnson The Rock, căruia să-i spargă fața. Ibrahimović recunoaște că îl respectă însă pe Johnson, care reprezintă adevăratul vis american. Acestea au fost informațiile momentului, toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.